Да, мерси. У мечи динамик, cu intensitate ridicată, cu ocazii pentru ambele echipe. Am profitat de greșelile adversarilor și am obținut cele 3 puncte. Astăzi ai reușit să înscrii un poker, toate golurile marcate de echipa ta. Da, mersi. Totuși cred că aceste goluri sunt datorite echipei, deoarece avem jucători de calitate, datorită cărora am și marcat și m-am remarcat în acest meci. Bravo echipei! Fără echipă, la sigur nu marcam aceste 4 goluri. Ești în formă, nu trebuia să fii și în lotul selecționat de fotbal? Am să mă abțin de comentarii și de afirmații înaintate. Asta e ceva mai mult pe plan personal. Dacă să rămânem tot la fotbal, ce șanse crezi că are Moldova în grupă cu Spania și Cipru? Ieri băieții au arătat un joc foarte bun. Da, desigur, au fost unele greșeli, dar totuși, după cele două jocuri cu România și cu Ucraina, au avut o prestație destul de bună. În meciul cu Spania, desigur, sunt favoriți, locul 2 mondial. La sigur, băieții se vor dărui și vor da tot ce au mai bun pe teren.